Conform datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2011, prețurile de consum au consemnat o creștere cu 7,8%. În luna decembrie față de noiembrie 2011, prețurile medii de consum s-au majorat cu 0,2%. Această creștere a fost determinată de majorarea prețurilor atât la produse alimentare cât și la cele nealimentare. Însă prețurile la fructe și legume diferă în funcție de zonă și piață unde sunt procurate. La toate fructele așa au rămas aceleași. Legumele tot încă s-au mai ieftinit. Cartofi 1,50 lei, față de an 3 lei. Anul ăsta mai ieftin, s-au ieftin ceapa, cartofa. Tot sunt cămășele. La legume. Tot sunt cămășele, prea. La cartofi. La 4 lei. 2 lei. Morcovul tot a fost 6, 7, anul ăsta e 5. S-au ieftinit. În timp ce vânzătorii afirmă că la unele produse prețurile au mai scăzut, unii cumpărători numără cu grijă fiecare leu scos din portmoneu. Cum vi se par prețurile la legume? E scump, e scump, tare e scump. Tot e scump. Dar în comparație cu anul trecut, s-au ieftinit sau au scăzut prețurile? Ei, parcă nu, cartofele nu, dar așa e tot e scump. Scumpi. La ce mai tare scump? La tot, la tot e scump. Pentru zarplata, pentru tot, tot e scump. Pentru presia noastră, pentru noi scumpitare. Sunt și cumpărători care acceptă prețurile și afirmă că, comparativ cu anul trecut, prețurile sunt mai mici la unele produse alimentare. Tăchiji. Da. У нас держится этот рынок уже давно. Легумели са ефтинит, картофи са ефтинит, стругури, чапа име ефтина, моркову компаративко, да, ефтин. Ану трекут ера 9 лей, оркът ера la anul nou foarte era scump. Мы парк дах 60. Da, da, acum e 35 lei. Da, s-a ieftinit comparativ cu anul 2011. Creșterea prețurilor la produsele alimentare în luna decembrie a fost mai semnificativă la legume, inclusiv roșii și castraveți crescuți în seră, morcovi, sfeclă și roșii, struguri și produsele lactate. Totodată, în luna decembrie au scăzut prețurile la zahăr, cartofi, ceapă și fructele proaspete. Conform datelor prezentate de Banca Națională a Moldovei în raportul asupra inflației, perspectivele pe termen mediu ale presiunii inflaționiste din partea produselor alimentare vor fi semnificative.